Tot în cadrul ședinței Guvernului, miniștrii au aprobat interzicerea utilizării telefoanelor mobile în timpul lecțiilor. Totuși, potrivit proiectului, vor exista și excepții de la regulă. Astfel, utilizarea dispozitivelor electronice va fi permisă în scop educațional stabilit de către cadrele didactice sau în situații de urgență. Se propune interzicerea utilizării telefoanelor mobile în cadrul lecțiilor. Totodată, prin ordine de ministru, urmează să fie aprobat un regulament care să descrie procedural cum se va gestiona această situație. De menționat că în Republica Moldova această practică deja există. De altfel, s-a decis ca în liceele din țară să fie introdus încă un profil de studii pe lângă cele două deja existente, real și umanist. Potrivit lui Dan Perciun, o treime din liceele din țară au doar câte o singură clasă de liceu, iar în situația respectivă, aceasta este de profil umanist. Astfel, sunt îngustate posibilitățile elevilor care își doresc să învețe mai multă matematică, fizică, chimie și biologie. Noi avem cu siguranță nevoie de ingineri, biologi, chimiști, fizicieni, respectiv o să propun acest nou profil pentru școlile cu o singură clasă, care să aibă o distribuție mai echilibrată a orelor între cele umane și cele realiste, în așa fel încât să oferim o gamă mai largă de oportunități la absolvire în alegerea specialităților și să avem absolvenți suficient de pregătiți să facă față și la un program de IT sau inginerie la Universitatea Tehnică. Totodată, Perciun a înaintat și o inițiativă de modernizare a unor școli sportive din subordinea Ministerului Educației. Astfel, urmează să fie create 4 școli sportive specializate de gimnastică, de șah și joc de dame, a probelor de contact și de rugby.